Primăria Drobeta Turnu Severin a luat noi măsuri de protecție împotriva noului coronavirus. Astfel, curățenia și dezinfecția cu substanțe biocide a continuat și pe străzile din orașul nostru. Zilele acestea, la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin, se desfășoară o amplă acțiune de dezinfectare a tuturor spațiilor publice din zonele aglomerate, dar și în cartiere. Aceste acțiuni constau în dezinfectarea mobilierului stradal, a parcurilor, intrărilor în blocuri, parcărilor, trotuarelor și așa mai departe. Acum câteva zile a debutat în municipiul Drobeta Turnu Severin și o acțiune de igienizare cu substanțe biocide a principalelor artere de circulație din municipiul Drobeta Turnu Severin. Aceste acțiuni practic au rolul de a veni complementar în sprijinul populației municipiului Drobeta Turnu Severin. Deci se dă cu soluția pe partea de parcări, pe partea de intrări în blocuri, parterul de la blocuri, casa scării, deci de fapt de la blocuri, aleile de acces în blocuri și trotuarele ce împrejmuiesc blocuri. Fiecare stradă s-a făcut sectorizare, se lucrează pe sectoare, se termină sectorul, se trece în următorul sector. Sănătatea și siguranța cetățenilor reprezintă în această perioadă o prioritate pentru administrația locală.